fetiță de marco, mândra mea de peste olt, cu părniguru inelat și cu mersul legănat. Nu-i ca tine alta în sat, tu m-ai băgat în păcat. Ai privirea măgitoare, când te vede neica moare. Vino la fântână seara când e lună, sub cerul stelat și nucul rotat. La fântâna de sub nuc, unde noi ne-am cunoscut, sub cumpăna de fântână, eu mi te țineam de mână. La umbrița nucului, eu te-am sărutat întâi. Era pajiștea înversită, tu erai mândrogătită, cu fustă și e cum îmi plăceai mie. La brâu purtai bete, cercei în ureche. De-ar fi mândră cum vrem noi, să-ntoarcem anii înapoi. Anii grei ai bătrâneții, că ei sunt povara vieții. Că mergi pe drum gârbovit și de toți ești părăsit. Ești ca floarea de la leam, când cade bruma pe ea. Viața e frumoasă, dar e trecătoare. Dragoste e dulce, dar amăgitoare. Viața e frumoasă, dar e trecătoare. Mea, ce-ai crezut, puică matale, măi mândruța mea? Că dacă te ții prea mare, mândrulița mea, am să mor de supărare, măi mândruța mea. Dar eu nu m-am supărat, mândrulița mea, că sunt fete multe în sat, măi mândruța mea. Cu ochiul dacă le fac, măi mândruța mea, la toate le cad cu drag, măi mândruța mea. Mândruță floare de crin, măi mândruța mea, de ce stai cu dorul în sân, măi mândruța mea? Și nu vrei să te iubesc, măi mândruța mea, dorul să ți-l potolesc, măi mândruța mea. Vin să te învețenei ca mândrulița mea, cum se face dragostea, măi mândruța mea. Cum se face, cum se ține, măi mândruța mea, iubitul în asta lume, măi mândruța mea. Pui că nu te mai gândi, mândrulița mea, ce azi, mâine n-o fi, măi mândruța mea. Nu mai sta că trece timpul, măi mândruța mea, și ți-e mândruliță rândul, măi mândruța mea. Hai să rămâi neiubită, măi mândruța mea, și de nimeni neapețită, măi mândruța mea. Se-nsoară băieții în sat, măi mândruța mea, și tu vrei
Dragi prieteni, Nicușor Iordan și Ana Maria Rosa, invitații mei din această seară, prietenii mei, telefonul sună în redacție, însă, Nicușor, aș vrea să vorbim, am foarte multe lucruri să te întreb, asta îi spuneam și Anei Maria, însă cred că în timpul primăverii sau verii vom realiza o emisiune filmată, ca să putem să vorbim despre activitatea ta ca și artist, pentru că publicul cunoaște, poate cei mai tineri, mai puțin, dar cunoaște că tu ai multe imprimări. Și aș vrea să atingem puțin subiectul ăsta, pentru că ai cântece foarte frumoase, dar după ce vorbim, telefon, la telefon. Cu drag. Alo? Alo, bună seara, Doamne ajută! Bună seara! Doamne ajută! Bună seara! Doamne ajută, Nicușor! Vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Vă sună Georgiana din Telorman. Să rămână! Da, ne bucurăm! Vă urmăresc cu mare drag și vă iubesc. Pe această cale vreau să vă spun la mulți ani, să fiți sănătoși, să aveți parte de oameni frumoși și sinceri lângă voi și să nu uitați că noi vă iubim. Mulțumim din suflet, să străiască îngerașii amândoi, să fie bine și Alexandru, să ajute Bunul Dumnezeu și cu siguranță așa va fi, pentru că Bunul Dumnezeu ne Doamne iubește. Ajută. Doamne ajută, Doamne ajută și... vreau să vă spun atât, că vă iubesc enorm de mult și cum îmi iubesc proprii mei copii, așa vă iubesc și pe voi. Sunteți oamenii speciali care mi-alină sufletul și îmi încălzește inima prin cântecele voastre. Să ne trăiți oameni dragi. Mulțumim din suflet, Doamne ajută, la mulți ani. Doamne ajută, sănătate vă doresc, Doamne ajută. Asemenea. Mulțumim frumos pentru telefon. Iată, foarte multă lume sunt aproape de voi și mă bucur și cred că și voi vă bucurați de acest lucru. Iar, Nicușor, o să te rog să detaliem puțin subiectul cu imprimările. Da, Ioana. Primele mele imprimări le-am făcut în anul 1997, sub bagheta regretatului maestru Dorel Manea. Cu această orchestră emblematică a Munteniei, Orchestra Doina Argeșului, și fac o mică paranteză, vorbesc cu maestru Nicolae Bodgoros despre acest colos muzical Dorel Manea. Să știți că l-a apreciat enorm pe acest maestru și chiar spunea dânsul că dacă dumnealui trăia, ar fi putut să facă și alte lucruri la fel de frumoase, așa cum a făcut și în viață. Așadar, deci primele imprimări le-am făcut sub bagheta maestrului Dorel Manea, apoi în anul 2000 am imprimat primul CD, primul compact disc, tot cu Orchestra Doina Argeșului, de această dată sub bagheta bunului prieten și maestru Cristian Sandu, pe care îl salut cu această ocazie și pe el și pe soția lui dragă. Apoi, în anul 2004 am imprimat al doilea compact disc, tot cu Cristian Sandu și Doina Argeșului. În 2005 am făcut primele imprimări la radio, atunci când am cunoscut-o pe doamna Angela Marinescu și cărei sunt îndatorat, pentru că dacă vreți într-o ordine cronologică și pe repede înainte, pot să spun că următorii oameni mi-au fost aproape și mi-au întins o mână de ajutor, dacă vreți. În primul rând, cumnatul meu care m-a descoperit, care mi-a descoperit talentul încă de la 12 anișori, când m-a luat cu el la nunți. Apoi, în 1994, am devenit membru al grupului Telormanu, condus de regretatul Liviu Vasilică. Apoi, în anul 2001, l-am cunoscut pe regretatul Aurelian Preda, care și-a pus cel mai mult amprenta pe cariera mea artistică și îi voi rămâne datorat pe veci pentru tot ce a făcut pentru mine și de aceea mă străduiesc și eu atât cât pot să fac pentru Ana Maria și fac din tot sufletul. Mai aduce mulțumiri doamnei Elize Stan, care este omul de la Televiziunea Națională, care de asemenea mi-a întins o mână. Paradoxal, eu am câștigat concursul Moștenitorii în 1998, dar în emisiunea Tezaurul Folclorii n-am apărut decât atunci când am câștigat. Da, așteaptă cineva pe telefon. Să vorbim. Cum vrei, dacă vrei să vorbim. Cu cea mai mare plăcere. Alo, alo. Bună seara, bună seara, domnișoara Antona, aș fi așteptat oricând, Doina Inspirate mă numesc. Bună seara. Aș fi așteptat oricând ca să ascultăm despre un palmares atât de bogat cum îl are Nicușor Iordan. Să rămână, vă rog să vă spun la mulți ani, în primul rând, ne bucurăm din suflet că în această seară sunteți în casele noastre, este o seară emoționantă.
și cuvintele uneori sunt sărace ca să exprime ceea ce simțim. Aș vrea din suflet să-i urez Ani Maria un drum, o viață frumoasă, un drum însorit și plin de bucurii, cu multe succese, să fie luminoasă și să continue. Da, și să continue ceea ce tatăl ei și-a dorit atât de mult. Lui Nicușor Iordan, multă sănătate. Vă mulțumesc. Și mult succes. Vă iubim din tot sufletul. Eu vă admir pentru prietenia de care ați dat dovadă, nu numai față de Aurelian, ci în general de colegii dumneavoastră, și să vă urez un an plin de bucurie. Asemenea, Ioana, la mulți ani. Pentru duminică, pentru ziua dumneavoastră. Vă mulțumim pentru tot ceea ce ne-a oferit prin emisiunile minunate cu care ne încărzim sufletele. Vă doresc ca toate proiectele să vă fie realizate și împreună cu oameni frumoși să ne bucurăm tot mereu. O seară frumoasă. Mulțumim Argeș TV. Mulțumim dumneavoastră invitațiilor. Mulțumim frumos, doamna Adelina, și eu mulțumesc conducerii Argeș TV, mulțumesc conducerii ziarului Top. Am uitat practic să iau ziarul, să-ți ofer ziarul cadou. Astăzi sunteți în ziar cu fotografii și, bineînțeles, un articol pe care eu l-am scris despre amândoi. Da. Câteva cuvinte despre tine, Nicușor, despre activitatea ta artistică și, bineînțeles, și câteva cuvinte despre Ana Maria. Mulțumim. Telefonul sună însă după doamna Elize Stan și Marioara Murărescu. Au mai fost și alte persoane care te-au ajutat? Da, doamna Niculina Merceanu, din televiziunea română vorbesc, da. Dar de departe cel mai mult regretatul Aurelian Preda, și de la televiziunea română, doamna Elize Stan. Atât, restul răruți sau foarte răruți. Și încă o persoană dragă sufletului meu, Cornelia Duță, care de asemenea la începuturi, când s-a deschis prima televiziune de folclor din România, ea împreună cu Aurelian m-au chemat foarte des și doamna Valeria Arnăutu de asemenea. Dar cea mai mare împlinire, dacă vrei, Ioana, a venit în anul 2007. Iată, acum februarie se împlinesc 11 anișori de când, împreună cu Aurelian, am realizat primele imprimări cu, nici nu-i găsesc, nu știu... Ați fost, de fapt, printre primii din România care, da, care am imprimat cu maestrul Nicolae Bodgroza, după Ionuț Dolănescu, după Dinu Iancu Sălășanu, Simona Dinescu... Steliana Sima, Ioan... Și doamna Steliana, și Mariana Ionescu. Da. Deci, printre primii. În ce an ați imprimat? În 2007. Și mi se pare că mai ai încă un album cu maestru. Da, și am mai imprimat în 2014, cel de-al doilea material, care rămân materialele mele de suflet, nepereche. Așa este, toate cântecele tale sunt șlagăre deja, Nicușor. Vorbim la telefon și continuăm. Alo? Alo, bună seara. Bună seara. La telefon, Cristina Artele. Bună seara! Sunt administratorul grupului Ana Aurelian Preda. Da, doamna. Bună seara! Ne bucurăm că ați intrat. Da. Vreau să vă mulțumesc pentru această emisiune și vă doresc încă pe atâtea emisiuni frumoase în legătură cu Aurelian Preda, cu Ana Maria Preda și cu Nicușor Iordan. Mulțumim! Mulțumim frumos! Așa, domnului Nicușor Iordan îi transmit la mulți ani pentru că nu am putut să-l prin telefonic și nici pe site-ul dumnealui. Ana Maria Preda, îi doresc în cariera artistică mult, mult succes. Sărut mâna, mulțumesc mult. Așa, și dumneavoastră vă doresc încă o dată multe, multe emisiuni. Mulțumim frumos, doamna Cristina. Da. Și vreau să ne transmit, pentru că toți sunt în grecul dumneavoastră, fanilor grupului Aurelian Preda, multă sănătate și le mulțumesc pentru că sunt alături de noi și formăm un cuplu bine încegat în memoria artistului nostru. Mult iubit și apreciat. Și noi vă mulțumim. Mulțumim mult. Frumos. Mulțumim, doamna Cristina. Vă mulțumesc mult. O seară bună. O seară bună, numai bine. Numai bine. Da, într-adevăr, dânsa postează zilnic. Ce frumos. Zilnic. Ce frumos. Și foarte mulți, într-adevăr, foarte mulți oameni apreciază, lasă comentarii. Dăm voi un singur minuțel, te rog, din suflet, să le mai spun iubitorilor de folclor și celor care l-au iubit și întregii pe Aurelian. Sunt foarte mulți care îmi scriu pe Facebook.
De ce încă nu s-a făcut un monument sau o cruce de marmură pentru Aurelian? Trebuie să știi următorul lucru, că acest lucru se va face cu certitudine, doar că se caută de mai bine de un an de zile un bloc de marmură alb, aproape perfect. Am înțeles de la părintele stareț Andrei, de la Dervent. De la Dervent. Aici, la Pitești, există... Albești. Mă rog, știu de Pitești, probabil la Albești undeva. Da, eu... O societate sau ceva nu, care... Nu, Albești este o comună... Care se ocupă cu marmură, da? Da. La asta mă refer. Da, în Albești se găsesc mai mulți oameni care fac cruci de marmură. Am înțeles. Nu știu dacă în Albești, eu știu de Pitești. Da, și la Pitești. Și au tăiat un bloc special de marmură și au găsit niște nervuri roșiatice sau maronii. Și nu se poate, pentru că unul dintre... părinții de la Dervent este sculptor și dânsul o să facă această lucrare, iar îi trebuie neapărat un bloc de marmură perfect, perfect pentru a nu ieși, căci se lucrează în mărime naturală, va fi Aurelian sculptat în mărime naturală, îmbrăcat în straiul tradițional și atunci, tocmai din acest lucru ne ține pe loc, să zic așa. Părintele încearcă și o variantă din Grecia, dar rămâne de văzut așa, dar să nu credeți cumva că acest aspect este dat uitării, din contră, pentru că atât pentru noi care i-am fost apropiați lui Aurelian, cât și pentru dumneavoastră, cei care l-ați iubit, dar și pentru părintele stare și părintele Efrem și ceilalți părinți care slujesc la mănăstirea părintele de Vent, Andrei, l-am cunoscut. Acest lucru constituie o prioritate, doar că trebuie să găsim acest bloc de marmură alb imaculat. Mai voiam să spun și așa cum a spus Nicușor, că a fost întrebat de acea cruce de la mormântul tatălui meu, de cartea pe care tati a spus că o va lansa în timpul vieții, o carte despre viața lui. Însă această carte va ieși în momentul în care cu adevărat vom găsi, pot să spun, hârtiile lăsate de el în legătură cu viața lui, pentru că deocamdată nu există. Da. Mai avem pe cineva la telefon, iar apoi o să cântați în duet. Alo? Da. Alo? Da. Bună seara, sărmâna domnișoara Ioana. Bună seara, bună seara. Marina din Câmpul Lung. Da. Vă mulțumesc mult că ați adus a doua oară pe Ana Maria și pe domnul Nicușor Iordan. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc multă sănătate. Ana Maria, îți doresc tot binele din lume, mami. Sărmâna. Sănătate. Și te urmăresc pe unde duci. Sărut mâna, la fel vă doresc. Mulțumesc foarte mult pentru că ai grijă de Ana Maria Rosa, fiind și un fan al lui Aurelian Preda. Slavă Domnului! De ziua de Sfântul Ion vă doresc la un căzuroc la mulți ani și domnișoare Ioana Anton la mulți ani și numai bine. Mulțumim foarte mult! Ioana Maria să ia la bacul mai degrabă și să o vedem cântăreață de muzică populară. Mulțumesc! La revedere! Mulțumesc! Da, Ana, o să te... și pe tine, Nicușor, o să vă rog să mergeți acolo la locul pentru cântat în dreptul acestui peisaj pe care noi l-am creat special pentru emisiunea noastră. Și vreau să vă mai spun ceva, dragi prieteni, vreau să mulțumesc tuturor acelora ce ne-ați scris pe Facebook. În această seară nu avem timp să citim mesajele, comentariile dumneavoastră sunt foarte multe, însă noi vă mulțumim din suflet pentru că sunteți aproape de noi și iată la prima emisiune din anul 2018. De-aș mai duce-o până la toamnă, liliță Ioană. De-aș mai duce-o până la toamnă, liliță Ioană. Să te duci din cramă în cramă, liliță Ioană. Să bei vin, să mănânci pastramă, liliță Ioană. Să mă sui în deal la vie, liliță Ioană. Să beau vin de raza chie, liliță Ioană. Pește sărat, leliță Ioană. Să bei vin de saricat, leliță Ioană.
place Liliță Ioană. Bună-i vino mult, îmi place Liliță Ioană. Nu știu vie ce i-o-i face Liliță Ioană. Nu știu vie ce i-o-i face Liliță Ioană. Șuică-l ca-o cu piciorul Liliță Ioană. Șuică-l ca-o cu piciorul Liliță Ioană. Și-mi bea vinul cu ulciorul Liliță Ioană. M-am jurat că nu-i mai bele Liliță Ioană. M-am jurat că nu-i mai bele Liliță Ioană. Dar tu nu te poți ține Liliță Ioană. Dar tu nu te poți ține Liliță Ioană. M-am jurat că nu-i mai bele Liliță Ioană. Dar tu nu te poți ține Liliță Ioană. De-a vrămeață, Liliță cârciumăreasă, n-ai o fată mai frumoasă să ne servească la masă. N-ai o fată mai frumoasă să ne servească la masă. Și flăcău, dar mai bine servesc eu, că ai fost ibofnicul meu. Dar mai bine servesc eu, că ai fost ibofnicul meu. Liliță cârciumăreasă, de ulcica plină rasă, îți dau vinul neînceput, că mult foc ai mai avut. Îți dau vinul neînceput, că mult foc ai mai avut. Ca să mă băt și dofi ca să mă băt, n-am să mai plec îndărăt, n-am să mai plec îndărăt. Să te culci lângă canea, să-ți astâmperi inima. S-aud ce buscârțâim și vinișorul curgând. S-aud ce buscârțâim și vinișorul curgând.